fine. Păi, n-ați spus GPS-ul? Ba da, ba da. Ok. Păi cel mai bine, Lucian. Deci, pui el, locale, așa îi pui GPS-ul și... Eu doar vorbesc, că nu prea tehnica asta mă omoară. Decât, adică practic. Teoreticul, că toată lumea vorbește, când ajungi să faci practic cu aia, dacă n-am făcut... Aia vreau să-i spun și lui doamna Manu. Că aici zic, Lucian, dacă știi doar teoretic și practic, când o intra între ei acolo, între șmecherii aia, ai pe lipsă. Păi ăia îți dai seama că am mai hoți PNL, PSD care sunt acolo? Da. Ce vreau să spun ție? Asta e ca chestie, ca învățământ, că sper să urci și tu acolo. Și te-am zis, când ajungi acolo, dacă ai numărul meu de telefon și vrei să mai vorbești cu mine și să mai ținem legătura, e ok, nu? Până și la jandarmii mei, la polițiștii mei, care mai mă cunosc. Și am zis, bă, dacă ai un nenorocit din ăla care ce te interlup și că te dezbacă și te face, dă-mă telefon și lasă că vin eu și dacă nu îmi place să... Nici căcatul de la măsa nu îmi place, cu toți avocații și cu toți procurării. Știi ce vorbesc? Mamă, când l-am văzut pe Marina, când l-a trimis, bă, mă, frate, pe ăștia trebuie să-i pună să învețe, să facă facultăți, să învețe jurisprudență, să învețe codul penal ca lumea, nu? Bă, dar se poate, frate, că legea te permite. Dar trebuie să ai coloana vertebrală, nu? Nu știu, cel puțin așa zic eu. În rest, facă fiecare ce vrea. Dacă nu, mă ceam la unitate, îmi dădeam demisia, îi puneam și arma și tot, du-te, dracu, mă las de meserie, mă fac. Mă ocup de meseria mea. Adică știi ce meseria mea? Pe cartea de muncă sunt lăcătuș mecanic, confecții metalice. Liceul l-am făcut la Gheorghe Șincai, profil mecanic, dar Gheorghe Șincai era profil mate fizică. Adică toți profesorii erau de mate fizică. Alo. Da, sunt în fața la blocul de acolo. Bine, bine. Să întorc și o mașină. Cea mai bună chestie ca să fi luat și eu salariul la minim pe economie, aș fi vrut să mă duc la apărea, la UPG, mă, Luciane. Era lângă mine, nu avea mașină, mă ceam acolo, părec, vrea să parcheze. Dacă nu m-au vrut, eu pot să intru cu forța să mă bag în gura lor. Și ai văzut, Dumnezeu m-a făcut să mă întâlnesc cu el? Ce vreau? Ca să-l umilesc? Da. Dacă vreau să-mi bat joc de el, de ce-l umileam? Da. Că îl luam pe Sorin, îi mai luam și pe ăștia, nu avea ce să ne facă, știi, nu? Da. Ce făcea?